Găsirea unui înlocuitor pentru Paul Stănescu după remanierea și demisia sa de la Ministerul Dezvoltării e o misiune dificilă pentru guvernul Dăncilă. După o perioadă de mai bine de o lună în care a refuzat să semneze eliberarea din funcția lui Stănescu, președintele Iohannis a decis să emită un decret în acest sens. Șeful statului are pe masă și a doua propunere PSD de înlocuirea lui Paul Stănescu. Ilguța Vasilescu ar urma să preia portofoliul Dezvoltării, după ce propunerea inițială a socialdemocraților pentru acest minister, Ilan Laufer, a fost respinsă. Însă președintele a anunțat că va refuza și numirea Olguței Vasilescu în funcția de ministru al Dezvoltării. El a declarat că decizia finală va fi anunțată la mijlocul săptămânii viitoare și are la bază argumente de legalitate și oportunitate. Paul Stănescu a demisionat din funcția de ministru al Dezvoltării după ce PSD a decis în noiembrie anul trecut remanierea sa și altor miniștri. Zilele trecute, când premierul Viorica Dăncilă a declarat că guvernul a salvat programul operațional regional, liderul PSD Olt a reacționat. Doamna prim-ministru Viorica Dăncilă ne-a recunoscut mie și echipei de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice meritele pe care le-am avut pentru salvarea unuia dintre cele mai performante programe care contribuie la dezvoltarea regională, Programul Operațional Regional 2014-2020. După cum am mai spus, a fost o muncă de echipă, iar eu, ca ministru, numit politic în această funcție, am avut încredere în personalul tehnic din minister, care a venit cu propuneri pertinente și realiste. Putem spune că împreună am salvat acest program și nu am recurs la soluții de compromis propuse în necunoștință de cauză de anumiți oameni politici care au impresia că se pricep la orice. Dar iată că un ministru pe care unii îl vor înlătura din guvern din cauza unui delict de opinie a reușit să facă ceea ce alții nu credeau că va fi posibil, a transmis Stănescu printr-un comunicat de presă. Declarația lui face referire la decizia socialdemocraților de schimbarea sa din funcție după ce a cerut împreună cu alții liderei partidului demisia lui Dragnea de la conducerea PSD.